Continuăm cu alte știri. Agricultorii moldoveni insistă pe declararea stării de urgență în sectorul agricol după ce arșița și seceta din ultima perioadă au distrus o bună parte din culturi. Disperați fermierii spun că lipsa recoltei mult așteptate se vor pomeni cu datorii și mai mari față de creditori. La rândul lor, autoritățile din domeniu spun că vor discuta propunerea cu reprezentanții băncilor comerciale și cu alți creditori pentru a fi evaluat impactul economic. În cadrul unei ședințe la Ministerul Agriculturii, producătorii agricole au propus declararea stării de urgență ca măsură necesară pentru a negocia condiții mai favorabile cu creditorii. Acum, declarând stare de urgență, furnizorii noștri, noi le dezlegăm și lor mâinile, fiindcă ei tot la rândul lor sunt împrumutați sau au luat material financiar, input-uri și așa mai departe. Declarând stare de urgență, noi avem posibilitatea, adică noi... Nu că dezlegăm mâinile și guvernului, dar este un plus că însăși guvernul poate să adreseze către structurile europene, demonstrând că la noi este situația gravă. Deci noi acum facem actele în toate raioanele, constatăm situația reală în teritoriu și cerem ca să fie instaurată această stare de urgență. De cealaltă parte, ministrul Agriculturii Vladimir Bolea spune că va discuta propunerea inclusiv cu băncile comerciale, dar și cu distribuitorii de inputuri. În același timp, ministrul spune că a recepționat deja informațiile despre pagubele înregistrate în urma secetei din zonele centru și nord. Zilele următoare urmează să analizeze și starea de lucruri în zona de sud a țării. Atunci când vorbim despre Cahul, când vorbim despre Cantemir, Căușeni și alte raioane, Vulcănești, Basarabeasca, seceta este o parte componentă a mediului deja. Adică, practic, vorbim despre ceva ce poartă caracter mai mult stabil decât periodic. Vor fi deplasări și consultări în raioanele din Republica Moldova, întâlniri cu agricultorii a oamenilor de știință, cu recomandări foarte clare, modul în care noi trebuie să începem să ne acomodăm acestor schimbări climatice și să facem tot posibilul ca să oprim pierderile care le suferă agricultorii din cauza secetelor. În același timp, ministrul Agriculturii îndeamnă fermierii să obțină certificate de forță majoră, iar în baza acestora să ceară băncilor suspendarea plăților și dobânzilor. De-a menționat că seceta a afectat culturile de porumb în raioanele Taraclia, Cahul și Cantemir din sudul țării în proporție de peste 70%, iar cele de floarea soarelui în proporție de aproape 80%.